turul de campionat în Liga 3 s-a încheiat cu succes pentru Avântul Reghin. Albalbaștrii au obținut o victorie la limită, dar pe deplin meritată în compania formației FCM Câmpina. În minutul 80, Sorin Gherghei a adus liniștea în tabăra grupării reghinene cu un gol printre picioarele portarului Panaite. După această victorie, echipa pregătită de Andrei Enedi se pregătește să dea piept din nou cu FCM Târgoviște în cadrul primei etape a returului. Avântul Reghin s-a impus cu 1-0 în confruntarea cu FCM Câmpina, grație golului marcat de Sorin Gherghei, cu aproximativ 10 minute înainte de fluierul de final. Mircea Ungur a pasat excelent către atacantul reghinean, care a reușit să introducă mingea în poartă printre picioarele portarului Panaite. Diferența de scor putea fi mult mai mare decât a arătat tabela, același Sorin Gherghei ratând alte câteva situații clare de a înscrie. Succesul la limită obținut de albaștri a adus liniștea în tabăra grupării reghinene și a apropierea la 3 puncte de primul loc ce duce în play-off. Sunt mulțumit în primul rând de jocul băieților mei, de atitudinea arătată, și este o victorie pe deplin meritată. Era păcat să nu câștigăm, pentru că nu numai datorită faptului că eram într-o criză de puncte, și datorită faptului că după aspectul jocului meritam cu prisosință această victorie. Mă bucur că am schimbat sistemul de joc, de două etape jucăm alt sistem și văd că băieții au asimilat foarte bine acest sistem și dau randament bun. Da, o victorie foarte importantă, meci greu, dar meritam să câștigăm. Cred că din primul minut am arătat asta și mă bucur că am reușit să dau pase decisive și să câștigăm. Mai aveți speranțe să vă calificați în play-off? Normal, tot timpul. Pentru asta muncim și sperăm să ajungem acolo. Tehnicianul formației Andrei Enedi se plânge de arbitrajele nefavorabile din ultima vreme și consideră că munca jucătorilor pregătiți de el este batjocorită. Să trec cu vederea și să nu punctez aspectele legate de arbitraj nu-mi face plăcere, dar cred că a zis noastră este strigător la cer. Este strigător la cer cum suntem arbitrați, nici măcar nu suntem ca arbitrați corect, efectiv pot să și nu mă feresc, suntem furați. Suntem furați acasă, iar acest lucru, să știți că pe mine mă îngrijoară teribil. Au fost două penaltiuri clare și sigur ar fi bine să nu mă exprim acum la cald, dar după ce s-a văzut de afară, eu spun că ambele au fost penalti. După această victorie, Avântul urcă pe poziția 8-a în clasament cu 13 puncte adunate. Albalbaștrii se pregătesc acum să dea piept din nou cu FCM Târgoviște în cadrul primei runde a returului. În manșatur, gruparea reghineană i-a învins pe târgovișteni cu scorul de 3-0.